dacă emoțional căpătăm o postură de apărare, da, din punct de vedere emoțional, pentru a masca... Devenim mai cifotici, mai adunat. Exact, da, automat, spre exemplu, vom bloca plămânii. Nu se va mai expanda cutia toracică, plămânii nu vor mai primi oxigenul necesar, da, îndeajuns încât să se dezvolte cum trebuie. Eu cu mine, eu cel de mâine, poi mâine, răspoi mâine, că voi avea 81 sau 82 de ani, eu pe mine mă pot pune într-o situație mai bună decât dacă n-aș face asta. Stima de sine, iubirea de sine, măi, corpul ăsta, ăsta-l mai am, nu pot să iau altul. Eu cu ăsta ce fac? Ce fel de viață vreau să duc? Vreau să devin o povară pentru societate, pentru familie, pentru copii, pentru nepoți? Sau vreau să mă mai mobilizez? Pacienți cu depresii sau anxietăți diagnosticate, fie mergeau la un psihoterapeut sau nu mergeau, că se plângeau foarte mult de dureri de genunchi sau dureri lombare. Aici este implicat procesul inflamator. Automat, când ești sub stres, produci un anumit tip de hormoni care cresc inflamația și automat îți cresc marcării inflamatori și automat îți dau aceste dureri și perturbări la nivel de aparat locomotor. Aceste microorganisme ne influențează starea de spirit, inflamația, da, și produc serotonină. Serotonina este un hormon al stimei de sine. Ne ajută să ținem spatele drept, pieptul în față, să avem încredere în noi. Ori dacă n-am mâncat ce trebuie, nu avem serotonină, ne adunăm de spate pentru că suntem în poziție de fight or flight și mai departe ne amplifică stresul. Și dacă ești anxios sau în depresie, ai atacuri de panică, automat crescând acest proces inflamator în corp, ți se vor eroda dinții în timp. Dar am un pacient, de exemplu, fotbalist în Liga 1 la noi în România. Avea doi dinți lipsă, să zic, sus pe partea dreaptă, unul pe partea stângă jos lipsă. Au trecut mai mult de 12 luni și omul suferea foarte mult de accidentări pe partea posterioară, pe lângă rupturi la nivelul gambei. Foarte multe rupturi miofibrilare. Salutare, dragi prieteni, la un nou podcast, Dr. Cezar și prietenii. După cum știți, mie îmi place să intervievez și să întreb oameni care au realizat ceva care ne ajută să ne luăm sănătatea în propriile mâini, așa cum de multe ori vă spun asta pe canalele mele. Dar acești oameni sunt de diverse specialități, iar astăzi vi-l aduc în atenția voastră pe Cristian Drăghiceanu. Bună, Cristian! Salut! Kinetoterapeut și osteopat și ne va învăța, ne va spune ce legătură au, ce legătură are aparatul locomotor și postura în ceea ce privește sănătatea organelor interne sau sănătatea psihică. Și vreau să te prezinți, să spui ce studii ai sau ce școli ai urmat și cum ai dobândit această experiență și... Da, bineînțeles, pentru a putea intra în acest domeniu a trebuit să absolv cei 3 ani de kinetoterapie, cum se face clasic, la Universitatea din București, pentru ca apoi cei 3 ani de licență, pentru ca apoi să fac 2 ani de master pe neurologie și recuperare neurologică și apoi am, să zic așa, am nu neapărat divagat foarte mult de la subiect sau de la drum, dar am descoperit această disciplină, osteopatia, care este o disciplină de sine stătătoare. Am absolvit 5 ani cu o școală din Italia, din Bologna mai exact. Era prima școală adusă în România de osteopatie, nu mai exista în acel timp, să zic așa, a mai fost o încercare, a fost un experiment, dar nu s-a realizat. Și am absolvit această școală în care, bineînțeles, am văzut o altă față a corpului, să zic așa, sau o altă față a recuperării, să zic așa, între ghilimele, medicale. O abordare de asta mai amplă, la 360 de grade, care se ia în considerare și celelalte organe, sisteme, nu doar aparatul locomotor? Corect, da, este o abordare 360, cum foarte bine ai specificat, dar este, bineînțeles, și o abordare multidisciplinară, în care participă mai mult specialiști dacă este nevoie, pe lângă aportul meu de osteopat și kinetoterapeut, bineînțeles, poate participa și un psihoterapeut, un ortoped sau un neurochirurg, dacă este necesar în acel caz, bineînțeles. Și încercăm să căutăm sursa problemei, da? Cauza care a declanșat acea problemă, pentru că, după cum se știe, unde e o durere, care nu acolo e problema. Cele mai frecvente cauze? Da, să zicem, accidente sau... Accidentele, dacă vorbim, bineînțeles, de accidentele rutiere, unde se aplică, bineînțeles, o forță mai mare, sau dacă vorbim de sportul de performanță, unde se trece ca și accident, unde există o uzură foarte mare. Exact.
Dacă ne depărtăm de asta, bineînțeles, foarte multe cauze sunt cele posturale, despre care o să și vorbim, dar și cauzele, bineînțeles, psihoemoționale, având în vedere... Cauzele posturale, de la ce pleacă? Postura noastră, stăm prea mult pe scaun, stăm prea mult la calculator sau stăm prea mult cu nasul în jos sau poate purtăm un rucsac sau un ghiozdan pe un umăr și am făcut asta poate în copilărie. Cum modifică toate aceste poziții vicioase funcția corpului și cum modifică structura, fasciile și dacă influențează sau nu alte organe și sisteme? Da, ideea este că în felul următor, bineînțeles, o astfel de, să zicem, degradare intervine în timp, deci ea trebuie repetată, zile la rând, săptămâni și luni. Ideea este că dacă, de exemplu, cu ghiozdanul, dacă nu se poartă, ideea este în felul următor, sunt foarte mulți școlari sau copii care fac asta, chiar și eu în adolescență am făcut chestia asta, era cool să-l porți pe un singur umăr. Ideea este că... Îmi aduc aminte și acum îl mai pun pe umărul celălalt, pe stângul, dar parcă nu mi-e în mână așa, mă incomodează-l până, da. Exact. Ideea este că dacă l-am purtat foarte mult, automat se creează noi conexiuni neuronale în creier, da? Se creează alți neuroni și, bineînțeles, vom ajunge, creierul va transmite corpului să compenseze la nivel de umeri, coloană și bazin, astfel încât să reechilibreze greutatea ghiozdanului. Și atunci facem o scolioză. Exact. Se poate recupera o astfel de situație? Ideea este... Sau până la ce nivel, până la ce grad de... modificare mai poate fi corectat. Exact, despre asta se vorbește, despre grade, mai ales la scolioze care sunt foarte frecvente. Până în 10, 5-10 grade se mai poate corecta. Există atât ca disciplină osteopatia sau terapiile Schrott care se fac mai nou din punct de vedere fizic, care sunt un plus adăugat la terapia manuală, dar ideea este că noi lucrăm acele, că e un mare dar, să zic așa, cu semnul exclamării. Noi lucrăm, de exemplu, cu pacientul, dar ideea este că și el trebuie să-și continue, apropo de asta, trebuie să-și continue tratamentul după ce părăsește cabinetul, să aibă grijă cum stă. Revenind la grade, până în 10 grade se poate corecta. Da, se poate corecta până, bineînțeles, până la vârsta de 17-18 ani, când osificarea și maturizarea aparatului locomotor este aproape completă. Ce facem cu cei care au depășit vârsta asta? Ei nu mai au nicio speranță? Nu există remedii măcar parțiale în sensul ăsta? Există remedii parțiale și anume să stopăm degradarea coloanei și să crească din punct de vedere al gradelor degradarea coloanei, dar... Pentru a fi sincer cu ei, pentru că am auzit foarte mulți specialiști, dar nu dau nume, îți corectăm scoliozele de la 20 de grade în sus, deși ai 30 de ani sau 40 de ani. Nu, noi nu vom corecta niciodată acea scolioză, indiferent că facem radiografii, RMN-uri, să probăm chestia asta, nu doar vizual, nu vom corecta niciodată. Ideea este doar să stopăm, să creăm o bază, să lucrăm și la nivel de fascie, după cum ai spus, și sistem muscular și sistem nervos, bineînțeles, să reinforțăm sistemul nervos, să lucrăm astfel încât să creăm o mai bună stabilitate a coloanei, a musculaturii și, bineînțeles, pacientul sau subiectul să-și poată desfășura activitatea de zi cu zi fără dureri. Cum? Asta fără dureri ar fi o situație, dar o altă problemă care impactează pe acești pacienți e stima de sine sau o anumită jenă pe care o au, faptul că au coloana strâmbă sau o anumită poziție vicioasă. În ce măsură o astfel de terapie îi ajută să-și îmbunătățească stima de sine? Ai avut astfel de cazuri, deci o astfel de terapie să-i ajute și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere social? Am avut și sunt, din păcate, o spun, sunt foarte mulți tineri. Am avut cam vreo 4-5 pacienți, să zic așa, de vreo 17-18 ani, care, uite, ca și compensare, nu doar la nivel de subconștient făceau chestia asta, dar își masca scolioza, se cocoșau sau cocârjau, să zic așa, între ghilimele, și mai mult pentru a ascunde această deficiență, dar ajunseseră chiar, mai ales la nivel de băieți, purtau tricouri mult mai largi, da, pentru a masca această deficiență. Da, și aspectul ăsta le afectează stima de sine, le modifică hormonii, le modifică, corect, testosteronul și apoi pe cale de consecință ambiția, motivația, succesul în viață, pe plan profesional și orice înseamnă viață.
De aceea, astfel de modificări, astfel de probleme trebuie rezolvate cât mai devreme și tragem un semnal de alarmă părinților sau celor implicați să acționeze cât mai devreme posibil, pentru că nu e doar o postură, că e puțin mai strâmb. Corect. E vorba de psihic, e vorba de succesul acelei persoane în viață și normal. Uite ce importanță are specialitatea ta. Dar pe lângă aspectul ăsta, poziții vicioase, ce alți factori duc la modificarea posturii corpului? Ce alți factori? Ca și alt factor, de exemplu, nu mulți părinți știu, de exemplu, dacă se ajunge la scolioză din naștere, da, de să fie congenitală, să se fi născut cu un grad mare de scolioză, da, dacă este factorul genetic, bineînțeles, da, dar dacă se vede, de exemplu, o mică modificare a coloanei, da, nou-născutului, da, și nu se, foarte mulți, mai ales în România, nu se uită la nivel de craniu, osatura craniului, care influențează foarte mult motilitatea sau mișcarea coloanei, da, și automata sacrului și a bazinului. Și adică un alt, dacă craniul are o formă normală, nu? Să corect, da. Sau exact, exact. Nu vorbim despre plagiocefaleele născute sau atunci când nou-născutul doarme sau își petrece prea mult timp pe spate și se poate corecta. Influent. Sunt anumite corect. Căști care e bine să fie implementate cât mai devreme, la o vârstă cât mai fragedă, în primele luni de viață, se poate corecta destul de bine. Și foarte mult intervine, învățând și având experiența asta câștigată, foarte mult intervine sau vine de la nivelul gurii sau a articulației temporomandibulare. Da? Vorbim despre o deviere a mandibulei, fie poate fi aruncată în anterior, posterior. Prognatism. Exact. Retrognatism. Exact. Așa, da? Ele vor influența foarte mult cervicala, ca pentru apoi, bineînțeles, ca un efect de domino, totul să se ducă la nivelul întregii coloane. Probabil influențează și digestia într-o oarecare măsură. Digestia, mai este ceva nou, adică ce am mai învățat pe acest domeniu și iară nu se uită foarte mulți pediatri. Din punct de vedere a bolții palatine, dacă este foarte înfundată bolta palatină, clar este o deviere a întregii osaturi a cranului și iară intervine o... Se poate corecta? Se poate corecta, se face foarte mult, sunt specializați pe acest domeniu, bineînțeles, osteopații pe pediatrie, care lucrează foarte mult pe partea de deglutiție și subt, că ei lucrează cu o mănușă, ușor gentil, cu degetul în gura bebelușului și cu cealaltă mână pe mâna craniului bebelușului și schimbă sau modifică ușor motilitatea oaselor sau mișcarea oaselor craniene, astfel încât să reechilibreze tot craniu și tot ce înseamnă din punct de vedere fascial această... Și, deci, aceste intervenții la fel trebuie efectuate pe cât posibil cât mai repede. De obicei se face în afară Franța sau Germania sau Australia. Există în toate secțiile astea de neonatale și tot, imediat ce bebelușul a fost născut, dacă nu există complicații și altceva, a doua zi el va vizita automat un osteopat, astfel încât pediatru, da, care îi va face un așa zis check-up, astfel încât să vadă dacă există acele disfuncții la nivel de craniu și coloană. Ce legătură are postura corpului, aparatul locomotor, fasciile, tot sistemul ăsta care ne plimbă pe noi prin mediu? Ce legătură are cu organele interne? Au vreo legătură cu digestia, cu sistemul cardiovascular, modul în care este așezat corpul, în care se mișcă? Au o legătură și au o legătură, să zic așa, viceversa, după cum ai spus tu. Dacă emoțional căpătăm o postură, devenim de apărare, da, din punct de vedere emoțional, pentru a masca... Devenim mai cifotici, mai adunat. Exact, da. Automat, spre exemplu, vom bloca plămânii. Da? Da. Nu se vor expandează cât exact. Trebuie. Nu se va mai expanda cutia toracică, plămânii nu vor mai primi oxigenul necesar, da, îndeajuns încât să se dezvolte cum trebuie. Sau, bineînțeles, inima. Dacă vor sta adolescenții foarte mult așa, încă de timpuriu, inima nu și organele interne nu se vor dezvolta cum trebuie, da? Inima nu va avea același și e crescută presiunea exact. Și apăsat așa din exterior, să zicem. Exact.
Și viceversa. Și viceversa. În momentul în care corpul e într-o anumită postură care e corelată cu apărarea, deci când corpul este adunat, cum e copilașul în burta mamei, de da. Se, protecția, cum e și boxiorul, da, când se apără, e adunat așa, corpul percepe această postură, deci prin intermediul proprioceptorilor, deci exact. Semnalele care ne îi spun creierului, băi, cum, cam cum stau, sunt în poziția asta, înseamnă că sunt într-un pericol. Și atunci această, chiar dacă tu nu te simți stresat sau într-un pericol și ești adunat cu nasul în telefon, corpul va crede că ești în pericol și atunci se amplifică hormonii de stres. Și stresul respectiv care se amplifică de la postură duce corpul în postura respectivă și în felul ăsta se creează un cer vicios. Digestia, cum e? Uite, de exemplu, că am zis afectat? Că viceversa, exact acum vorbim, dacă unul dintre organe este afectat, cum poate afecta el aparatul sau postura aparatului locomotor? De exemplu, digestia. Dacă avem un, spre exemplu, un ulcer. Am avut un ulcer, l-am tratat, da, sau orice altă infecție la nivel de stomac, spre exemplu. Dacă stomacul nu va funcționa corespunzător fiind perturbat, fascia sau țesutul care acoperă stomacul se va strânge, exact ca și din punct de vedere emoțional, se va contracta pentru că va zice sistemul nervos trebuie apărat și organul și corpul, se strânge și automat se va tensiona și va trage de toată fascia și tot țesutul care este atașat de zona toracală și lombară și automat va crea un dezechilibru mecanic la nivelul întregii coloane, atât toracale cât și lombare. Am făcut un material despre ficat și câteva remedii naturale pentru decongestionarea ficatului, ficatului gras și acolo am spus că semne că ai putea avea un ficat afectat e durerea în omoplat sau durerea în spate. Sau, da. Da? Care e legătura de fapt? Uite, și în spate, cum să zici? Ne gândim, domnule, mă doare în spate, dar nu mă gândesc că am ficatul, e problema ficatul. Deci da. Cum ar putea oamenii să facă această legătură? Uite, îi doare ceva, au un junghi pe undeva, că ar putea fi vorba de un organ intern. Foarte bine punctată chestia asta, că te poate durea în omoplat sau în spate, sau din punct de vedere cum am studiat noi, umărul, spre exemplu. Sau inima, un infarct miocard, doare mandibula. Zici că are exact. Durere de dinți și de fapt e... Exact. Uite, de exemplu, sar un pic de la subiect. De exemplu, am făcut un curs specializat pe ideea ce se recuperează prima dată după un accident vascular cerebral? Se recuperează articulația temporomandibulară. Ea este cea care dă prima dată semnalul către creier și apoi către inimă. Cam ăsta este cercul, să zic. Acum, întorcându-mă la ceea ce ai spus tu despre ficat, spre exemplu, uite, noi testăm, am de exemplu pacienți care vin cu durere strict structurală de os în umăr. Dar noi testăm atât rotația externă cât și rotația internă. Dacă doare pe rotație externă, e tot ce înseamnă structurală de mușchi oase. Dacă doare pe rotație internă, ficatul. E organul, da. Da. Ficat, colon, ficat sau colonul. Da? Ele trebuie să apoi palpate și văzut. Uite, dacă tot am intrat în subiectul ăsta, dăm mai multe exemple, că oamenii care ne văd acum și au anumite dureri pe aici, pe acolo, să poată să găsească o corelație, măcar să se ducă, să se caute la specialistul respectiv. Bă, mă doare în spate, dar hai să mă gândesc că mă duc la gastroenterolog sau să verific ficatul. Ce alte legături de genul ăsta mai putem găsi? Eu spun pe specialitatea mea din cardiologie, sunt durerile în mandibulă, durerile ca o apăsare așa în piept, care iradiază pe brațul stâng până în ultimele două degete. Da. Astea pot sugera că e o durere de origine cardiacă. Ce alte simptome sau dureri sunt legate de aparatul locomotor și ne-ar putea duce cu gândul la alte organe și sisteme? Ce alte pe lângă astea cu umărul despre care spuneam, deci tot ce era pe rotație internă, pe partea dreaptă. Dacă e la umărul stâng, tot ce e pe rotație internă la fel, toate organele de pe partea stângă. Splină, stomac, colon descendent și tot ce înseamnă sau transvers. Ideea este sau trecem la altă idee. Ar mai putea fi, de exemplu, când te doare umărul sau cum spui, sunt mulți care s-au plâns de dureri în capul pieptului, spre exemplu, da? în stern. Poate fi diafragma, spre exemplu, ea să nu funcționeze corespunzător și să creeze o presiune constantă atât în jos, da, pe viscere, ca la aparatele alea de cafea, cât și în sus, pe inspir, dacă nu funcționează corespunzător, poate da aceste disfuncții. Bine, acolo mai sunt corelate și cu prima coastă sau a doua coastă, pentru că vorbim despre niște nervi care trec pe sub ele, da, și dacă sunt prinși,
acei nervi. Uite, și aici legat de durerea în stern, dacă e durere la apăsare pe os în stern sau în tibie, s-ar putea să fie și un deficit de vitamina D. Corect, da. Acum, o persoană, un om care se uită la noi și are niște dureri, unde să meargă el să întrebe? Că medicii specialiști în diverse domenii, specialități, așa, nu prea fac legătura asta cu aparatul locomotor. Unde ar trebui să meargă prima dată? Că nici nu se gândește că are probleme la ficat, că pe el doare umărul. Corect. Și atunci, care e primul pas? Cum... Prima dată ar trebui să meargă la un specialist dacă au acces, bineînțeles, la partea de osteopatie sau la un osteopat, să meargă și astfel încât să, osteopatul să poată ajuta persoana să deducă sau să pună diagnosticul dacă este strict de la o durere lombară de la os sau dacă este problema de un organ. Uite, în cazul rinichilor sau în cazul bilei, cam ce simptome apar? De când avem o problemă la rinichi, cam... ce poziții apar sau... Foarte mult se strânge foarte mult fascia și tot ce înseamnă musculatură pătrat lombar, tot în zona lombară, deci este doare ca piatra. Spatele. Exact, doare zona spatele, lombar. Da? Nu trebuie neapărat să fie o simptomatologie, dacă e neapărat de rinic, să aibă probleme la urinare sau ceva, vreun disconfort. Nu! Și astfel încât, dacă rinichii sunt ușor perturbați, cum am spus, se contractă musculatura, se strânge atât de tare că e ca și o contractură musculară, da? Să fac piatră mușchii din zona lombară, mai poate iradia ușor și în anterior, da? De obicei se poate confunda cu o hernie inghinală sau ceva testicular, dacă vorbim despre sexul masculin, sau ceva la ovare, dacă vorbim și despre femei, pentru că am văzut... Deci aceste afectarea acestor organe... simptomele care apar e durerea lombară, ușoară iradiere poate pe nervul sciatic, pentru că și el va fi automat comprimat, da? Pentru că întreaga musculatură și întreg țesutul de la nivelul rinichilor va trage în sus de tot ce înseamnă în posterior, da? Și va fi prins, bineînțeles, atunci și mușchiul psoas, cred că, da? Va fi și el foarte mult implicat și se va strânge și el, se va contracta și automat va face o ușoară debalansare la nivel lombar. Dacă e vorba de ambii rinichi, va fi unifor, bilateral. Dacă e vorba doar de o parte, tot ce e pe partea aia se strânge, se comprimă și automat capătă bazinul, se lungește piciorul drept, spre exemplu, dacă problema este pe partea dreaptă, se va scurta, da? Pentru că se strânge, da. Și cealaltă parte se alungește. Ăsta este un alt, să zicem, un alt semn. Dacă vine la o astfel de persoană, nimerește la un osteopat și începe să lucreze, se poate remedia cumva și problema organului intern sau sistemului digestiv în cazul sau a rinichilor? Adică și invers funcționează? Nu doar să reparăm întâi rinichii ca să-mi corectez poziția, dar și corectând poziția să ajut... Bine, pe lângă celelalte măsuri, hidratare, reducerea inflamației și așa mai departe, funcționează și invers, adică mergând la un osteopat ca și o terapie alternativă, să zicem așa, poate ajuta această terapie la corectarea disfuncției organului intern? Ai întâlnit așa ceva? Da, adică se poate, pentru că stimulând țesutul care acoperă acel organ, automat acel țesut va stimula rinichiul sau organul în cauză. Și circulația sângelui. Exact, o oxigenare mai bună la nivel celular și tot ce înseamnă. Bine, asta ține foarte mult și de la ce nivel sunt afectați rinichii și ce fel de afecțiune este. Bineînțeles, noi acum vorbim de o abordare holistică, nu că, ok, gata, mergi la osteopat și rezolvi. Corect, da. Asta, și... da. Practic să nu se creeze o confuzie. De exemplu, da. Noi suntem niște facilitatori, nu niște vindecători. Dar care aveți un rol foarte important într-o astfel de echipă? Să zicem, la noi există astfel de echipe multidisciplinare sau fiecare e pe treaba lui și pacientul ar trebui să ducă și colo, și colo, și colo? Din păcate, fiecare e cam pe treaba e. lui sau fiecare e pentru el, să zic da. Așa. Asta, să zic, încerc eu ușor, ușor, dar asta va lua timp, bineînțeles. Visul meu sau dorința mea ar fi să creez o echipă multidisciplinară care, dacă
nu sunt în același loc, în aceeași clădire, să zic așa. Măcar să comunice între exact, ei, măcar să comunice, să colaboreze și să fie măcar în același oraș, nu în orașe diferite, pentru că va fi mult mai greu pentru pacient să se deplaseze dacă are... Păi, o astfel de echipă se poate forma luând doar legătura, adică să începi să cunoști medici din diverse specialități care rezonează cu această abordare la 360 și atunci pacienții să fie direcționați pe toate specialitățile. Tu te ocupi cu partea ta, el se ocupă pe partea lui, colaborează și cu un nutriționist, colaborează și cu un psiholog și în felul ăsta e această abordare pe care o promovez și tot timpul vorbesc de ea, să vedem pacientul, persoana la 360 de grade, nu avem o singură boală, toate organele și sistemele se influențează unele pe altele și trebuie reparat din cât mai multe unghiuri posibil și aici de asta facem și acest interviu. Pentru a vă conștientiza că există și astfel de abordări, astfel de remedii, cum e, de exemplu, și acupunctura. Corect. Poți să ai cunoștințe în zona asta? Poți să-mi spui ceva? Da, pe partea de acupunctură, de exemplu, nu fac eu această disciplină, dar fac o parte și anume o terapie dry needling-ul, da? Sau așa, tradus terapia celor uscate, da? Care lucrează strict, deci nu lucrează pe centri energetici conectați cu organ, cu fiecare organ și cu fiecare parte a corpului, care, bineînțeles, venind din medicina chineză, acupunctura, clar este dovedită, da, are rezultate 100%. Dacă ne gândim că pielea este capătul sistemului nervos, corect, are totul sens. Adică dacă vin cu niște ace și stimulez acolo, e clar că pe acele circuite se întâmplă ceva. Corect. Nu ne trebuie foarte multe dovezi pentru ceea ce se practică de mii de ani. Exact. S-a practicat mii de ani, înseamnă că a ajuns până la noi pentru că avea sens. Și acum apar și dovezile științifice legate de acupunctură și de alte terapii considerate alternative. Eu le-aș considera făcând ca trebuind să facă parte din protocolul standard de vindecare. Da. Așa ar trebui. Acum că nu se întâmplă asta din punct de vedere oficial, până la urmă pacientul ar trebui să fie cel mai bun doctor al său și să se informeze și să caute specialiștii care au astfel de abordare holistică, cum le zice. Normal. Un alt subiect foarte important pentru cei care au avut accidente, care au avut, eu știu, accidente de mașină, cicatrici. În ce măsură, și când ai o cicatrice sau un accident și acolo s-au produs niște fibroze, niște sinciții sau... s-a destructurat puțin. Ce se poate face, ce poți face tu ca să-i ajuți pe astfel de pacienți? Păi, bineînțeles, având în vedere că cicatricea este cheloidă, este foarte rigidă și strânsă și influențează tot metabolismul din zonă, noi venim din exterior astfel încât să încercăm să elasticizăm mai mult acea zonă sau acea cicatrice. Să creștem sau să aducem un aport de sânge mult mai mare, pentru că ea fiind strânsă, va bloca foarte mult circulația în zonă și automat va perturba. Uite, ca și exemplu, pot da, aveam pacient cu hernie, pe lângă ce am vorbit despre organele interne, avea o cicatrice foarte urâtă de la o intervenție pentru apendicită. Ideea este că, evaluând și luând din aproape în aproape, am văzut că și șoldul are mobilitatea redusă pe rotație internă, rotație externă. Automat, fiind această mobilitate redusă, tot impactul a mers, alergat, stat înșezut, orice tip de activitate se ducea în zona lombară. Și acest lucru a dus la scurtarea tuturor structurilor din partea dreaptă, da, fascii și musculatură, a dus la... bineînțeles, și la crearea unei presiuni constante asupra zonei lombare și asupra șoldului. El nu s-a putut gândi niciodată că de la o simplă cicatrice, plus, bineînțeles, sedentarismul și alte chestii coroborate au dus la hernie. Corect. Multe chestii scurtează musculatura. Lipsa, da, exact. Ideea este că a trebuit să lucrez foarte mult pe cicatrice, să o elasticizez. Bineînțeles, s-a făcut în mai multe ședințe. Apelez și la soluții nutriționale, uite, vitamina C, de exemplu, sau vitamina A, sau vitamina E, sau alimente bogate în aceste vitamine, ele sunt importante în
hrănirea acestor structuri, acestor țesuturi. Da. Le dai și astfel de sfaturi sau ai colaborezi cu nutriționiști sau De obicei dau aceste sfaturi. Dacă mă depășesc un pic, bineînțeles, voi trimite către un nutriționist. Și bineînțeles, dacă vorbim despre cicatrice, dacă nu greșesc și vorbim și despre beuri. Da? Da. Despre terminațiile nervoase la nivelul acela cutanat pentru a reface. Bine, am ADP-urile de... sunt implicați și în producția de energie, energia care este necesară refacerii țesuturilor. Exact. Și ele sunt afectate în condiții de stres. Deci, până la urmă, nu-i de ajuns doar să vii la cineva care să te maseze, să-ți... și tu cum lucrezi cu tine și cu emoțiile și cu conflictele și cum rezolvi partea psihologică. Până la urmă, totul, iar ne întoarcem la totul. Cât se pot recupera astfel de cicatrici? Sau care e succesul tău cel mai mare? Sau dă-mi așa un exemplu, un caz eventual, ce ai reușit să... Se pot recupera chiar în proporție de 50%, chiar mai mult de 50%, da? Ca și procent, dacă vrem să vorbim despre procent. Să nu se creeze o confuzie, pentru că mulți mă întrebau, deci o să-mi dispară cicatricea dacă îmi lucrez. Nu, pentru că nu sunt chirurg plastician, da? Pentru că chiar și chirurgul, dacă va încerca să reducă sau să acopere, să zicem așa, între ghilimele, acea cicatrice, va face un alt damage în zonă. Automat, o altă cicatrice profundă. Dar ani și poate zeci de ani, că și eu am din copilărie niște cicatrici care s-au dus, adică chiar erau cheloide și au dispărut în timp, s-au vindecat. Dacă e suficientă răbdare și până la urmă pielea e un organ care se regenerează, fasciile se regenerează într-o oarecare măsură, acum ca noi nu ne mai... Normal. Dar acest proces de vindecare e posibil. Corect, da. Și dacă avem suficientă credință că e posibil și efectul placebo. Corect, dacă care, pacientul nu crede în proces. În proces egal cu zero. Egal cu zero, da. Dacă avem răbdare, dacă avem consecvență, dacă exersăm și ne facem temele că vii la o ședință, ok, dar tu acasă ce faci? Acasă îți faci rutina, îți faci exercițiile, pui în practică ceea ce ce ai învățat. Și aici ține de alte aspecte, cât de motivat e persoana respectivă, dacă conștientizează că cu corpul ăsta trebuie să mă mișc prin lumea asta până la adânci bătrâneți. Repar acum cât încă se poate sau o las așa și lucrurile se agravează. Care sunt, nu știu, din experiența ta sau a colegilor, cei mai vârstnici pacienți care au apelat la astfel de terapii și au avut beneficii majore? Ai așa cazuri de persoane care totuși au decis să facă pasul ăsta la o vârstă mai înaintată, pentru că pe noi ne urmăresc și oameni pe o anumită vârstă și ok, nu mai sunt la 20 de ani, la 25, zic aia, ok, lasă, mai merg așa strâmb. Adică până la ce vârstă sau chiar la orice vârstă pot oamenii să apeleze, chiar dacă n-au corectat ceva în tinerețe, să spere că se mai poate îmbunătăți ceva și la vârste mai înaintate? Ce poți să spui? Se poate îmbunătăți la orice vârstă, ok. În funcție de vârstă, procesul va fi mai rapid sau mai lent. Dar referitor la întrebarea dacă am avut persoane care au apelat mai vârstnice, da, am avut persoane chiar și la 80 de ani sau 85. Cu chef de viață, dar să știi că am apreciat, pentru că asta implică înseamnă un respect de sine și înseamnă că te iubești cu adevărat, investești în tine, da? Pentru că știi că mentalitatea noastră de obicei, la vârsta aia, ce rost are să mai fac? Ce rost mai are, fuse și seduse. Nu știu să compar, clar, dacă compar cu o persoană mai tânără, poate rezultatul nu a fost atât de mare din punct de vedere. Dar au fost. Până la urmă noi ne comparăm cu noi înșine. Exact, da. Cam 80 de ani și am această afecțiune pe care pot să o remediez măcar parțial. Eu cu mine, eu cel de mâine, poi mâine, răspoi mâine, că voi avea 81 sau 82 de ani, eu pe mine mă pot pune într-o postură, într-o situație mai bună decât dacă n-aș face asta. Și aici asta, cum ai spus, stima de sine, iubirea de sine, măi, corpul ăsta îl mai am, nu pot să iau altul. Ce normal. Să mă compar cu Mixulescu sau ăla de 20, n-are. Eu cu ăsta ce fac? Ce fel de viață vreau să duc? Vreau să devin o povară pentru societate, pentru familii, pentru copii, pentru nepoți? Sau vreau să mă mai mobilizez? Dacă conștientizăm asta mai devreme, deci cu cât conștientizăm mai devreme și mai devreme poate să însemne și 50 de ani și 60 de ani,
vom fi mai pregătiți pentru 70 sau 80 sau eventual 90. Dacă nu conștientizăm și lăsăm lucrurile la voia întâmplării, aceste cercuri vicioase se amplifică, se agravează și apoi tot organismul are de suferit și apoi, na. Asta e. Normal, e vorba cum dacă investești în el, te va ajuta corpul. Că e și vorba aia, o singură viață avem, să ne batem joc de ea. Da, bine, acum sunt și oameni care se sinucid și își bat joc de ea și ajung în depresii, dar ajung în aceste stări pentru că n-au conștientizat la timp că încep să cadă. Corect. Acum, unii oameni au nevoie de ajutor, au nevoie de suportul anturajului, a familiei, dar până la urmă trebuie să te ajuți și singur. Corect. Da, trebuie să exersezi, trebuie să-ți faci temele, trebuie să te informezi. Alte legături dintre locomoție și nu știu, alte aspecte ale, uite, aspectele psihologice le-am discutat. Dacă vrei să mai punctezi ceva din experiența ta, din cazuistică, nu știu, cazuri mai deosebite pe care De exemplu, da, la nivel de, spre exemplu, psihoemoțional, după cum ai spus, pacienți cu depresii sau anxietăți diagnosticate, da, adică care mergeau, fie mergeau la un psihoterapeut sau nu mergeau, bineînțeles că se plângeau foarte mult de, dau un exemplu și am avut așa, de dureri de genunchi sau dureri lombare. Bine, aici este implicat procesul inflamator, automat când ești sub stres, produci un anumit tip de hormoni care cresc inflamația, mențin o inflamație constantă în corp și automat îți cresc markerii inflamatori și automat îți dau aceste dureri și perturbări la nivel de aparat locomotor. Iar durerea în sine creează și mai mult stres. Că exact. Nu ești fericit că te doare. Adică îți trigăruiește și mai mult. Și mai mult, și mai mult. Iar stresul respectiv creează zahăr în corp. Zahărul atacă colagenul. Colagenul e structura fasciilor. Și atacă și mai tare fascile și agravează și mai tare poziția și creează și mai multă durere și până la urmă și mai multă depresie și mai multă suferință și tot așa. Când conștientizezi toate aceste legături, toate aceste circuite, de unde începi? Da, se uită oamenii la acest material și ok, ce să facă? De unde să înceapă? Ideea este de unde să înceapă. În primul rând, bineînțeles, prima dată, la nivelul la care fiecare este capabil, bineînțeles, să încerce să-și asculte un pic de tot corpul, să vadă, nu neapărat să-și pună un diagnostic, asta poate însemna să-și pună singurii un diagnostic pe hârtie. Ideea este să încerce să vadă unde îi doare prima dată, apoi să se gândească ce au făcut în zilele anterioare sau în perioada anterioară, dacă se amplifică cumva durerea sau disconfortul la anumite chestii, dacă e de natură internă, la anumite alimente sau dacă sunt mai stresați, dacă se amplifică durerea sau nu, dacă îți relaxați, dacă scade sau crește. Și dacă iau antiinflamatorii nesteroidiene care omoară durerea, ținta lui este durerea, omorâm durerea. Dar eu zic de multe ori, durerea este un mesaj. Exact. Durerea este un semnal pe care corpul ți-l dă. Tu dacă omori acel mesaj, e ca și cum ai împușca câinele de pază pentru că latră prea tare. Da. Nu vei mai comunica cu corpul tău. Așa încât ascultă-ți durerea, vezi ce vrea să-ți transmită corpul și acționează în sensul ăla. Mulți se repet să omoare semnalul și apoi e bine așa, dar acele dezechilibre persistă și se accentuează și devine din ce în ce mai rău. Are legătură postura cu ceea ce mâncăm sau postura să ne influențeze ceea ce vrem să mâncăm sau invers, ceea ce mâncăm să ne influențeze postura? Are o importanță extraordinar de mare și asta am observat chiar și la pacienții mei care nu aveau, să zic așa, sau mai bine zis, nu erau educați pe partea alimentară, că e vorba despre să te educi, e vorba despre o educație, nu trebuie să fie ceva foarte strict. De ce? Pentru că după noile studii, 90% din serotonină se produce în intestin și doar 10% în creier. Deci, practic, ne ducem către ideea, suntem ceea ce mâncăm. Și ceea ce
a mâncat mâncarea noastră, într-un fel, că dacă mâncăm alimente procesate care au crescut pe soluri ierbicidate, pesticizate, chimizate sau animalele pe care le consumăm au, da? Suntem ce a mâncat mâncarea noastră. Ei, dar din perspectiva microbiomului, a bacteriilor, a virusurilor, a tuturor microorganismelor care trăiesc în, în burtica noastră și pe piele și peste tot, aceste microorganisme ne influențează, da, starea de spirit, duc la inflamația, inflamația, da, și produc serotonină. Serotonina este un hormon al stimei de sine. Ne, da, ajută să ținem spatele drept, pieptul în față, să avem încredere în noi. Ori dacă n-am mâncat ce trebuie, nu avem serotonină, ne adunăm de spate pentru că suntem în poziție de fight or flight și mai departe ne amplifică stresul. Și va stimula sau va influența foarte mult dacă este o perturbare la nivel de colon, intestine sau stomac, va influența un pic de tot și acest nerv vag, și anume care este nervul bunăstării. Și cum ai spus tu, a fericirii și a stimei de sine, care, bineînțeles, va perturba la rândul lui și inima și plămânii și totul este ca la, exact cum ai spus, totul este interconectat și, din păcate, dacă o piesă cade, trebuie să refacem puzzle-ul. Sau dacă o piesă lipsește, trebuie refăcut până puzzle-ul. La urmă, valoarea unui sistem, valoarea unei echipe e dată de nivelul celui mai slab jucător. Degeaba ai atacanții buni dacă portarul e slab și ia goluri. Sau invers, degeaba ai apărarea bună dacă nu dă nimeni gol. Astfel încât această viziune, până la urmă, tot noi trebuie să o avem. Noi, da, că noi suntem în viața noastră, la urmă, noi trebuie să avem grijă de noi. Și când avem o problemă, să căutăm explicații în toate zonele, să vedem și cauza psihoemoțională, să vedem, pentru că multe organe sunt conectate cu anumite stări și emoții. De exemplu, ficatul e cu furia, tiroida e cu nevorbitul, pancreasul e cu controlul și așa mai departe. Abordăm și latura asta, vedem ce conflicte avem, eventual mergem la un psiholog sau găsim acolo trigger-ul, dar nu ne oprim doar aici. Sunt unii care se duc la psiholog și stau pe canapea și plâng acolo 10 ședințe, dar apoi nu merg să-și corecteze postura, nu-și corectează alimentația, nu sunt atenți să ia niște, să aibă grijă să aibă suficient magneziu și potasiu în hrană. Și până la urmă nu au rezultate și da, fiecare își trage cumva pe turta lui, da, 104 zice, băi, eu te repar că te țândoi puțin, te masez, altul zice, domnule, la psiholog am vorbit cu tine, ți-am rezolvat conflictele, altul nutriționistul, domnule, ți-am dat dietă, gata, te repar. Și până la urmă persoana în cauză e cea care trebuie să-și ia sănătatea în propriile mâini. Cristian, dacă vrei să mai adaugi... Uite, apropo de o scurtă paranteză, apropo de asta, de partea psihoemoțională, când se face acest consult osteopatic, se poate deduce în linii mari, nu bineînțeles 100%, se poate deduce dacă este de natură psihoemoțională. Adică se fac niște testări la nivelul mobilității șoldului și a ambelor șolduri. Ai această pregătire, abilitate? Da, se face și asta. Și mai departe ce faci? Îi recomanzi? Îi recomand, bineînțeles că nu voi. Recomanda un specialist da, astfel încât să își rezolve și latura asta psihoemoțională. Nu se uită așa ciudat la tine. Ai, dom'le, eu am venit la osteopat și mă trimiți la psiholog. Adică nu e încă... prea ciudată trimiterea asta, că veneau la cardiolog, vorbesc da, și acum 10 ani, și când spuneam, el venea cu aritmii, cu tensiuni și spuneam, dom'le, ar fi bine să discutați. A, dom'le, dar mă trimis la nebun, dar ce o să nebun? Eu am venit la cardiolog să mă repare cu inima, n-am, cu capul bine. Zic, băi, peștele de la cap se împute. Așa este, din păcate mă lovesc. Sunt oameni deschiși, adică cum transmiți mesajul ăsta astfel încât să nu se simtă jignit, să nu se simtă, cumva să accepte că e și o problemă emoțională care îi modifică postura și... Mă lovesc de chestia asta, dar ca să simplific situația cu pacientul, ține foarte mult de tine cum împachetezi mesajul și cum simți
cât de deschis este pacientul către chestia asta, de o astfel de abordare. Este, adică tot se feresc de asta și exact răspunsul ăsta alau, dar ce, sunt nebun, n-am eu nevoie de ajutor, eu n-am nicio problemă. Dar dacă știi, dacă câștigă încredere în tine, poate nu îi spui la prima ședință, nu neapărat că îl minți sau ceva, nu îi spui prima, nu îi spui a doua, dar după aia dacă omul începe, vede că are anumite rezultate cu tine la a treia ședință. Și capătă încredere. Exact, capătă încredere. Și după, odată ce capătă încredere, îl poți ușor direcționa și către partea asta de latură și psihoemoțională. Acolo trebuie să ai un colaborator, un psiholog în care tu să ai încredere că îl trimiți pe pacientul tău, îl trimiți la acel specialist și ar trebui să fie cam pe aceeași lungime de undă cu tine, nu? Normal. Ca să puteți colabora, să zici, băi, uite, eu am găsit chestiile astea, vezi, mai sapă și tu în direcția aia și în felul ăsta să-l ajutăm pe pacientul în cauză. Ai astfel de cunoștințe, astfel de relații, ți-ai format legături cu psihologi, cu specialiști în diverse domenii, poți direcționa către cutare sau cutare sau acum formezi o rețea? Am o rețea formată, să zic așa, care bineînțeles încă mai se durează, dar am niște conexiuni legate cu neurochirurgi, cu ortopezi, cu psihologi, foarte, și cu nutriționiști, da? Dar și cu, de exemplu, ortodonții. Ce fac ortodonții? Cum te pot ajuta? Ortodonții, ideea este, nu știu dacă știi, chiar și problemele la nivel dentar sunt legate cu emoțiile. Sunt legate de emoții. Dă-mi un exemplu. Anumiți, nu știu, dacă ești foarte mult anxios sau în depresie, sau foarte mult ai atacuri de panică, automat crescând acest proces inflamator în corp, ți se vor eroda dinții în timp. Ți se va duce smalțul. Bineînțeles, ține de vitamina D, calciu, magneziu, deci va ține, va debloca, sau mai bine zis, va bloca toți acești nutrienți, să zic așa, da? Astfel încât, ducându-se către zona de dentiție, da? Erodându-se, carii se vor produce foarte mult, va crește aciditatea la nivel bucal sau saliva va fi mult mai acidă. S-au făcut teste pe tema asta și au văzut că la cei foarte stresați saliva era și pH-ul era scăzut și saliva era foarte, foarte acidă. Da, și saliva trebuie să fie în zona ușor alcalină. Exact, da. Și creând acest dezechilibru, tocându-se între ghilimele dinții, vei crea un dezechilibru la nivel de mușcătură și automat vei crea un dezechilibru la nivel de zonă cervicală. Mulți nu au crezut asta, sunt de exemplu plombe care nu au fost puse corect, da? Din N motive, nu contează. Ele nu călcau în masticație, vorbire, deglutiție, tot ce vrei tu. Ele nu călca mandibula cum trebuia. Necălcând cum trebuia, automat încărca din punct de vedere muscular tot pe partea aia. Făcând o contractură aici, face un dezechilibru la nivel cervical. Și plus, face o scolioză sau cum se numește, la cervicală? Nu neapărat face o rectitudine a coloanei cervicale și anume se șterge lordoza sau scobitura fiziologică, da? Uh-huh. Pentru că coloana, noi ne naștem cu o coloană cu trei curburi. Și asta modifică și pe cea toracală. Tot. Mai departe. Din păcate, da. Până la urmă, corpul încearcă să se echilibreze și le... Exact. Vrea să corecteze strâmbându-le pe celălalt. Da, și el vrea să compenseze, dar din păcate câștigă undeva, dar pierde pe altă parte. Uite, o altă chestie foarte importantă, foarte interesantă la nivelul ăsta, sunt extracțiile dentare. Se face extracție că e, nu știu, un dinte, în fine, în motive, tratament de canal sau să pierde dintele. Se face extracție, da? Rămâne spațiu acolo. Dacă nu faci implantul în 7-8 luni, da? Gingia se va înfunda automat, da? Și automat iară va deregla poziția mandibulei și iară ne ducem în jos. Și îți modifică coloana. Da. Îți modifică coloana și apoi îți modifică membrele inferioare și... Da, pare da, glumă așa să zic sau un stefel. De la o problemă dentară să zici că se modifică tot... Dar am un pacient, de exemplu, fotbalist în Liga 1 la noi în România, da? Nu dau nume, care avea doi dinți lipsă, să zic, sus pe partea dreaptă, unul pe partea stângă jos lipsă, au trecut vreo mai mult de 12 luni și omul suferea foarte mult de accidentări pe partea posterioară, pe lângă mamă, ce tare e asta. Rupturi la nivelul gambei,
foarte multe rupturi miofibrilare. Și cum ați ajuns la concluzia asta? Bă, pe partea dreaptă că ai o problemă cu dantura. Se face un test așa la mine, din punct de vedere al diagnosticului. Se face o testare în felul următor. Rulez un șervețel sau ceva. De fapt, până să rulez șervețelul, să-i umplu golurile, face o testare, închide ochii să anulăm aspectul propriocepției la nivel vizual, da? Tot ce înseamnă stimulul vizual, scuze, da? Și el va face niște mișcări pe loc, genunchii sus și brațele pe lângă corp, ca și cum ar face mersul ăla de marș militar, da? Și vezi cum rămâne din punct de vedere al posturii în spațiu, în încăpere, dacă se învârte, dacă se duce prea în față, dacă cade. Am avut pacienți care s-au dezechilibrat în primele 40 de secunde. El s-a dus foarte mult atras, s-a dus și stânga, dar a tras foarte mult în partea dreaptă pentru că acolo avea cei mai mulți dinți lipsa, să zic așa. După aia, ce am făcut? Am umplut golul ăla cu un șervețel. Prima dată am umplut pe partea dreaptă. Da? I-am dat să muște un șervețel, să umplem ca și cum s-ar face implantul. Ce crezi că s-a întâmplat? Nu s-a mai dus atât de mult. Wow! Deci nu imediat s-a dus... doar după ce ai pus... Da. Da. Și gândește-te că era înlocuitor, era un șervețel care se putea îmbiba cu salivă și ce vrei tu și nu avea aceeași susținere ca și un pivot. Da? Da? Băgat în gingie. Și s-a modificat. I l-am luat, l-am scos și am zis, poate e doar deci placebo. Sunt fotbaliștii care se accidentează pe o parte să-și caute dantura. I-am scos după aia șervețelul și am zis, poate e placebo, că vorbeam noi despre asta. Da. L-am umplut în partea cealaltă. Ce crezi? S-a modificat, nu s-a mai dus pe partea cealaltă, s-a dus mai mult în partea dreaptă. Deci s-au compensat atât gravitațional, gravitația a apăsat diferit asupra corpului său, da? Și automat a activat diferit lanțurile miofasciale. Dar asta, ca lumea să înțeleagă, nu e doar de la asta. Automat, la un sportiv de performanță e vorba despre uzură, pregătire, dar ce importanță a avut? S-a dus și a făcut implanturile pe bucăți, nu și le-a făcut pe toate, da? A, nu mai spun, și-a făcut implantul și a avut anumite dureri dacă nu și le-a făcut pe toate trei în același timp. L-a durut mai mult, l-a amestecat cealaltă parte pentru că a compensat, dar mi-a spus, nu o să-ți vine să crezi, mi-a spus după implant, nu imediat după, la vreo o săptămână, două, până ce creierul s-a adaptat, că trebuie să se adapteze creierul, da? Și apoi corpul și lanțurile miofasciale, după vreo două săptămâni sau trei mi-a spus, ce crezi, am și mobilitate mai mare la nivel posterior. Și nu mai am așa tensiuni, nu mă mai resimt așa după alergare. Nu făcea nimic extra, ca să zicem că a mascat. Da, da. Nu mai am aceeași durere la alergare, nu mai am același disconfort la nivelul tendonului ahilean, da? Și mă refac și mai repede și am și mobilitate mai mare la nivelul, la nivel posterior, de ce înseamnă biceps femoral, gastrocnemien, tot ce înseamnă partea posterioară. Da, fascinant, Cristian. Îți mulțumesc frumos pentru această deschidere și faptul că le arătăm oamenilor și o altă perspectivă la care nu s-au gândit. Nici eu nu m-am gândit la multe din ce ai spus. Și poate fiecare situația lui va lua în considerare și o astfel de abordare. Pentru cei care vor să te găsească, unde poți să te caute? Mă pot căuta pe pagina mea. Lucrez cu sportivi profesioniști, da, cu sportivi amatori, cu persoane... Lucrez cu toată lumea. Ca și experiență am lucrat sau mai lucrez în continuare cu Marius Copil în lumea tenisului. Am lucrat și la un voleiu de performanță la cluburi ca și Dinamo sau la basket la Ucluj. Cu copii lucrezi sau nu? Lucrez cu copii de la, ce de la 5 ani în sus. A, deci e o plajă destul de... Da, destul deci de... Deci cu vârstnice... Aia, ei sunt, cum să zic, CV-ul meu, să zic așa, ei au creat CV-ul meu, dar tot ce înseamnă, după cum ai spus, la copii... Tot ce înseamnă de la 5 ani în sus, încerc cât ai de mult și posibil. Platforme online, social da, media. Mă pot găsi pe pagina mea de Instagram, Cristian Drăghiceanu, acolo unde voi răspunde personal, da, orice și, întrebare. Mai punem și linkuri în descriere la. Punem și linkuri în descriere, da, și ce să zic? Mulțumesc tare mult pentru această deschidere și cred că informațiile astea vor ajuta foarte mulți oameni să conștientizeze că pot căuta și în această direcție. Încă o dată, dragilor, vă mulțumesc frumos pentru atenție și, ca de fiecare dată, luați-vă sănătatea în propriile mâini.